Acest program este oferit de Maurer Imobiliare. Bună seara și bine v-am găsit la o nouă ediție a emisiunii Sub Lupă, ultima din această săptămână. Alături de mine este invitat arhitect inginer Roberta Ciorzan, fondator birou de arhitectură. Bine ai venit, Roberta! Bună, Dan! Bună seara tuturor! Vom discuta în această seară deja despre arhitectură și despre antreprenoriat și trecem la primul subiect. Clădirea capabilă să capteze 8 tone de emisii de carbon și să emită 6 tone de oxigen. O clădire de 11 etaje din Londra, care va găzdui în hotele 5 stele, un bar pe acoperiș, un centru spa, dar și spațiu pentru birouri, va deveni cel mai mare perete de verdeață din Europa. Clădirea City Cape va fi înfășurată de numai puțin de 400.000 de plante capabile să capteze peste 8 tone de emisii poluante și să producă 6 tone de oxigen anual. Clădirea va fi amplasată într-o zonă intens tranzitată, Culture Mile, din capitala Regatului Unit. Aceasta a fost proiectată pentru a înlocui o clădire de birouri existentă și pentru a demonstra modul în care mediul construit poate aborda probleme precum schimbările climatice și poluarea. Da. Ce înseamnă o clădire verde și care este beneficiul de a face astfel de construcții? Mă bucur foarte mult că ai deschis acest subiect, pentru că este un subiect foarte drag mie și foarte important de altfel. Din păcate, trăim în niște medii urbane care sunt poluate, pline de praf, de noxe, iar noi, ca arhitecți, trebuie să avem conștientizarea asta de a proiecta clădiri din ce în ce mai sustenabile. Ușor, ușor. O clădire verde înseamnă o clădire care este responsabilă față de mediul înconjurător. Conform unor studii, de fapt, s-a constatat că toate clădirile de pe pământ produc mai multe emisii de carbon decât mașinile. Ceea ce e un fapt foarte puțin cunoscut. Este foarte puțin cunoscut. Exploatarea, încălzirea clădirilor, întreținerea lor, produce foarte emisii de carbon. Iar noi, ca arhitecți, trebuie să avem grijă când proiectăm, să implementăm și aceste soluții, care mă bucur că apar și la noi din ce în ce mai mult. Și, într-adevăr, clădirea pe care ai menționat-o, tu o știu, este o clădire foarte frumoasă și de referință în domeniu în Londra, unde toate fațadele sunt din grădini verticale, așa se numesc, din plante naturale. Bun, și plantele sunt singurul secret al reducerii emisiilor? Nu. Există foarte multe metode pe care un arhitect ar trebui să le cunoască, un proiectant ar trebui să le cunoască, să le propună mai departe în proiectare, către clienți, către investitori. Sunt multe, sunt cunoscutele panouri solare, care ne ajută să încălzim apa, sunt panourile fotovoltaice care ne ajută să obținem un aport de curent electric, se poate obține energie și din pământ. Geotermală, exact. Acolo unde este clima mai potrivită pentru așa ceva, cu sisteme eoliene, de exemplu, se pot folosi plante care absorb foarte mult dioxid de carbon și emană oxigen. Sunt foarte multe sisteme pe care trebuie să le cunoaștem, să... Da. Și să le și aplicăm, pentru că văd că totuși sunt niște excepții astfel de clădiri sau, din experiența ta, trendul Mă bucură foarte mult că apar și la noi din ce în ce mai mult. Eu, ca arhitect, sunt foarte pasionată și foarte deschisă către acest subiect. Încerc să îi anunț, să informez și pe clienții mei de posibilitatea de a obține certificări verzi pentru clădirile respective. Sunt anumite norme care trebuie să îndeplinite. Nu este ceva foarte complicat. O clădire verde înseamnă, practic, că trebuie să reducem cu 30% emisiile de gaze cu efect de seră și să reducem cu 30% consumul de energie electrică. Bun, deci odată ce sunt îndeplinite aceste două criterii, deja se consideră că acea clădire este verde, sunt anumite non-poluantă standard. Sau mai puțin poluantă? Nu este autosustenabilă în momentul acela, dar este mai puțin poluantă și poate fi certificată ca verde. Sunt mai multe firme, companii internaționale care sunt și la noi în țară și care certifică, dau aceste certificate verzi, green. Green certificates, probabil. Exact. Și care este avantajul nostru ca și locuitor, să spunem, sau poate că
sunt birouri acolo și lucrăm într-un birou, într-o clădire verde. Avantajele sunt multiple. În primul rând, calitatea vieții. Trăim într-un mediu mult mai sănătos când beneficiem de o clădire verde. Facturile sunt mult mai reduse, curent electric, apa poate fi redusă, consumul de apă la 30-50%. Sunt foarte multe. Pentru investitori, de exemplu, clădirea va valora mult mai mult dacă este o clădire verde. Dar și costurile de construcție nu sunt pe măsură? Sunt un pic mai mari, dar nu atât de mari cum s-ar crede. Adică nu se justifică aceste investiții până la urmă. Și din experiența mea și din ce văd că se întâmplă așa în alte țări, spre asta o să ne îndreptăm oricum. Adică va fi implementat încet, încet. La noi există în momentul de față clădiri fără să dăm nume neapărat, dar există, există și în București, există și în alte orașe din țară, și clădiri de birouri există, și case rezidențiale. Este un avantaj să deții o astfel de clădire ca investitor. În alte orașe din România, de exemplu, există avantajul de impozite mai mici. Mai mici. Da. Dar nu în București, să înțeleg. Nu, în București, din câte știu eu, deocamdată nu este implementată, dar probabil că se va implementa la un moment dat, evident. Da, pentru că dacă este o clădire sustenabilă, ar fi normal să beneficiem și de niște avantaje în momentul să avem în care niște avantaje, investim. Și mai ales că înțeleg că ajută pe toată lumea, nu numai pe investitori, ci și mediul și oamenii care se bucură de clădire, care lucrează acolo sau... Dacă facturi este mai mici, care... adică ne bucurăm de două ori și că lucrăm și că sunt facturile. Exact, și este un mediu sănătos. Da, sunt clădiri vii, să le spunem așa. Clădiri care respiră, care sunt este sănătoase. Este greu de întreținut o astfel de clădire față de una... Nu, consider că orice clădire ar trebui întreținută și o clădire normală, adică nu ar trebui lăsată nicio clădire în paragină. Trebuie întreținut orice. E un alt subiect cu clădirile în paragină, mai ales în țara noastră. Exact. Apropo de construcții, trecem la următoarea temă a serii. Abordarea ideală calitate-preț pentru casele în construcție. Imobilele care în prezent se află în construcție vor dăinui în mare parte cu aceeași structură, cel puțin o generație, probabil două, și tocmai de aceea calitatea materialelor de construcții folosite, dar și calitatea muncii depuse de constructori își vor pune amprenta asupra aspectului durabilității și confortului. Bugetul proprietarilor pentru construirea propriilor case pare întotdeauna uriaș pentru aceștia și chiar și așa tinde deseori să fie subdimensionat și nepregătit pentru neprevăzut și situații de forță majoră. Dezamăgirea este mare față de constructorii care declară profesionalism și la fața locului se comportă neprofesionist. Grija este ca banii să nu fie irosiți, nici timpul și nici nervii. Cum oare se poate obține în bugetul alocat inițial atât materiale de construcție de calitate, cât și profesioniști care să inspire încredere și care să utilizeze aceste materiale cu maxim de eficiență? Este o poveste lungă cu profesionalismul în acest domeniu. Din experiența ta, ce se întâmplă sau cum putem să lucrurile sunt cumva lăsate din frâu? Și aici intervine un arhitect care trebuie să organizeze lucrurile foarte bine. Adică știm de la început ce buget avem, ce dorim să obținem din acest buget, iar pe parcurs se face o etapizare, un deviz general, ca tot bugetul să fie ținut sub control pe parcurs. Exact. Iar despre calitatea materialelor și execuția lor, la fel, aici este tot... Tot arhitectului, îți dai seama, folosim foarte multe materiale de-a lungul timpului, cam știm cum se comportă fiecare, care sunt materiale mai bune, de calitate, adică avem această cunoaștere și când propunem ceva, propunem automat ceva de calitate. Care este și mai scump, să spunem. Nu neapărat. Sau nu? Nu neapărat. Este un subiect foarte delicat, mai ales la noi, pentru că se caută de obicei soluții mai ieftine și lucrul acesta se vede. Da, deci atât că există și materiale de bună calitate, și calitate la prețuri, să spunem, corespunzătoare. Exact, exact. Iar noi, ca arhitecți, trebuie să cunoaștem aceste informații și să le aplicăm, să le propunem mai departe. Iar având acest control și această etapizare a proiectului, nu are cum să scape de sub control, așa și clientul stă relaxat, că nu-și depășește bugetul, obține produsul la o calitate bună, este mulțumit și asta este cea mai mare fericire a unui arhitect, să aibă produsul final exact
Can Porec și Un client mulțumit. Asta este cea mai bună carte de vizită mai departe. Presupun că merge foarte mult în domeniul arhitecturii pe recomandare și în momentul în care ai colaborat cu un arhitect bun și ești mulțumit de ce a făcut, absolut. Nu se poate să nu-l recomand mai departe. Și lucrările vorbesc de la sine. Adică asta este... Absolut, față de alte domenii aici chiar vezi... Aici chiar te vede dacă se vede ai făcut treabă bună sau nu. Exact. Și să nu uităm că ești și faci și design interior, deci vorbim de materiale atât pe partea de construcție, cât și pe partea de finisaje. Da. Iarăși știu că se poate întâmpla de multe ori să se depășească bugetul sau lucrările să fie, mulți se plâng că lucrările sunt de proastă calitate. Da. Cum putem să controlăm măcar această calitate a lucrărilor? Aici intervine iar arhitectul care, prin experiența lui, are echipe colaboratoare pe execuție, pe furnizori de materiale cu care lucrează în timp și se bazează pe munca lor și vine cu o echipă care poate aduce o muncă de calitate, un produs de calitate. Iar așa avem o echipă închegată de arhitecți, de designer de interior, de structuriști, de toate executanți. Asigurăm toate etapele de la faza de concept, la proiect tehnic, la execuție. Urmărire de șantier, bineînțeles, că este foarte frumos să prezinți un concept, o idee, 3D, o randare frumoasă, iar după aceea să nu poți să livrezi produsul până la final. De aceea, urmărirea de șantier este cea mai importantă parte. Interesant, pentru că, cel puțin aparent, când te gândești la arhitect, te gândești mai degrabă doar la partea de concepție, de proiectare, adică eu sunt arhitect, uite planul, mai departe e treaba ta. Nu. Deci e foarte, foarte bine că ai punctat acest lucru și arhitectul deci are un rol de la început până la predare și este proiectantul general, practic. Este dirijorul care orchestrează toată formația, dacă... Dar fără de care fiecare cântă în ghilimele, ca să păstrăm metafora după cum dorește. Da. Iată deci că este important, sau poate la fel de important ca proiectul, este să știm să ne alegem arhitectul sau biroul de arhitectură, care presupun că nu toată lumea oferă toate aceste servicii, nu? Sau depinde de la... Din câte știu, în principiu, orice arhitect ar trebui să ofere... Da, din câte știu, ar trebui să ofere toate aceste servicii, este foarte important. Și un aspect, iar foarte important, este că atunci când ai un arhitect, o echipă care să te poată conduce prin toate etapele acestea, îi poți spune bugetul de la început, vreau să ne încadrăm în acest buget și avem grijă să nu depășim acest lucru, e foarte simplu. Bun, deci tot începe de la planificare, să zic așa. O bună organizare, o bună planificare, arhitectura nu este doar un concept frumos. Este foarte multă muncă în spatele acestui lucru și foarte multe echipe implicate în acest lucru. Absolut, și toate trebuie să colaboreze și să facă o muncă de bună calitate, altfel se va vedea la final. Trecem la ultima temă din această seară. Startarium Pitch Day 2019, Mythbusting în antreprenoriat. Anul acesta, Startarium Pitch Day stă sub semnul conceptului de Mythbusting în antreprenoriat, un eveniment de referință pentru ecosistemul antreprenorial din România. A patra ediție Startarium Pitch Day va avea loc la aula 9 a Universității Politehnice București. Cei peste 1000 de participanți așteptați vor asista la conferințe menite să spargă mituri și preconcepții despre antreprenoriat, vor urmări marea finală a competiției cu premii de 120.000 de euro și vor avea propria șansă de finanțare în competiția pentru public Unofficial Pitches. De asemenea, participanții sunt invitați să se înscrie și la sesiuni private cu investitori sau la ședințe de consultanță gratuită. Iată că e foarte interesantă abordarea în acest an și acest Mythbusting, pentru că, într-adevăr, pentru cineva în afara antreprenoriatului circulă multe, multe idei. Da. Una dintre ele ar fi că un business de succes necesită o idee revoluționară sau că avem nevoie de foarte mulți bani pentru a începe o afacere. Acum trecem la antreprenorul Roberta. Da. Și o să te întreb cum a fost pentru tine experiența și de business și de antreprenoriat. A fost foarte naturală, cumva, un parcurs foarte natural. Parcursul meu a fost prin mai multe birouri de arhitectură, de unde mi-am făcut ucenicia, ca să putem spune așa, am adunat experiența, am învățat ce înseamnă arhitectura, pentru că ce se întâmplă la facultate este un pic diferit de ce se întâmplă în realitate, în viața reală și unde trebuie să te duci pe șantiere și să vezi cu ce se mănâncă arhitectura de fapt.
Și după ce am trecut prin mai multe birouri de arhitectură și am acumulat această experiență, cumva a venit natural decizia de a-mi începe propriul birou de arhitectură. Ce pot să spun este că aceste mituri nu sunt chiar adevărate, e că cel puțin în cazul meu am început cu laptopul meu de acasă. Nu am avut extra finanțare, nu... Asta a fost o finanțare, un laptop. Dar nu trebuie neapărat să ai o idee revoluționară. Trebuie să faci în primul rând ce-ți place, ce simți din inimă să faci, să faci cu drag, să ai o pasiune către ce faci. Asta cred că este cel mai important și punând acea pasiune și efort, lucrurile se leagă de la sine după aceea. Deci spui că afacerea trebuie să plece de la o pasiune, altfel sunt slabe șanse de reușită. Da. Altfel, se poate porni, dar poate că nu ai motivația de a o ține până la capăt sau de a, nu știu, de a face față momentelor mai dificile. Exact. Tu ai avut momente dificile la început sau pe parcurs unde te gândeai că nu mai pot? Deci ce s-a întâmplat că mi-a venit această idee și e prea greu? Nu le mai numesc momente dificile, cumva mi-am scos din sistem acest concept de moment dificil. În schimb, eu le văd ca pe oportunități de a învăța lucruri noi și de creștere. Orice situație care apare, cu care ne confruntăm, de fapt este un moment bun de a învăța ceva nou. Nu există situații dificile. Există soluții. Soluții care pleacă de la situațiile. Exact, adică nu este nimic dificil. Percepția noastră față de lucrul respectiv poate fi că este un lucru dificil. Dar de fapt poate fi văzut ca o lecție, ca ceva, o provocare. Deci până la urmă antreprenoriatul este de fapt depășirea unei provocări după provocare, după provocare și în același timp și în același timp pasiune și să faci ce-ți place, pentru că altfel nu cred că ai combustibilul necesar să faci mai departe acest lucru dacă nu-ți face plăcere. Doar aspectul financiar nu cred că este, cel puțin pentru mine, nu este suficient pentru a face un business, da. Bun, dar pe măsură ce și business-ul se dezvoltă, apar alte provocări sau poate apare o diversificare. Trebuie să le faci pe toate. Cum poți să adresezi lucrul acesta? Pentru că evident că nu mai poți să te descurci cu un singur laptop. Exact. La fiecare etapă apar alte provocări de fiecare dată. Nu ai cum să le preconizezi. Nu știi ce surpriză îți va aduce ziua de mâine. Dar te adaptezi pe moment. Spontaneitate, încurgere, îți vin idei. Se întâmplă, pur și simplu. Te ajută, de exemplu, cum este la acest eveniment să discuți cu investitori sau să-ți găsești poate un mentor care să te susțină? Mentorul sunt tot eu, cumva, nu știu. Întrebam în general dacă, după părerea ta, crezi că are, adică te pot ajuta să treci la următoarea etapă sau să avansezi? Pe mine nu, pe mine personal nu, pe alții s-ar putea, da, acum depinde de fiecare, de structura fiecărei persoane. Pentru mine sunt mai mult autodidact, cam așa am funcționat tot timpul și a mers bine. Bun, oricum este foarte bine că există și evenimente în care aduce mediul de afaceri mai aproape de cei care doresc să-și înceapă o afacere, pentru că mulți, așa cum spuneam mai devreme, au o idee revoluționară și se gândesc că asta este totul. Dar nu e chiar așa. Nu este chiar așa și implementarea ideii este foarte importantă. Ce faci mai departe? Mulți se blochează în această etapă. Au o idee foarte bună, dar au nevoie și de partea asta de îndrumarea, de a o pune în practică. Eu, din fericire, pot să zic că am avut chestia asta în sânge sau nu știu, pur și simplu așa s-au desfășurat lucrurile. Poate alții să aibă nevoie de această îndrumare. Da. Deci, practic, diferența dintre o idee revoluționară și un business de succes este cum pui ideea revoluționară în practică sau, de ce nu, nu este obligatoriu să fie o idee revoluționară, ci doar un plan de execuție foarte, foarte bun sau să răspunzi unei nevoi pe piață. Îți mulțumesc foarte mult pentru participarea din această seară. Eu sunt Dan Truția, vă las în continuare alături de colega mea Alina Ilioi Mureșan cu emisiunea Alături de Tine. Și noi ne vom revedea luni seară într-o nouă ediție a emisiunii Sub Lupă. La revedere, o seară frumoasă! Acest program a fost oferit de Maurer Imobiliare.